Campionatele naționale de lupte ale Republicii Moldova nu au fost lipsite de spectacol și dramatism. Unul dintre cele mai echilibrate dueluri a fost cel dintre Nicolae Grahmez și Vasile Diacon. Sportivul originar din satul Congaz, Raonul Comrat, s-a impus la limită și a devenit campion național la stilul liber în categoria de greutate de până la 74 de kilograme. Pentru mine aceasta a fost o confruntare foarte importantă. Vasile Deacon este un adversar redutabil. Îi mulțumesc mult pentru astfel de luptă. Eu m-am pregătit special pentru confruntarea cu el. O altă confruntare spectaculoasă a fost lupta finală pentru titlul național la stilul liber în categoria de greutate de până la 65 de kilograme între Maxim Săculțan și Leonid Colesnic. Săculțan s-a impus și după obținerea victoriei s-a descătușat. Motivație, în primul rând, în țară trebuie să câștigi țara ca să reprezinți la un nivel internațional. De asta și o motivație bună. Vitalie Iromenko a devenit campion național la lupte greco-romane în categoria de greutate de până la 63 de kilograme. El l-a învins în finală pe Pavel Denisenko. A fost o luptă destul de bună. Un băiat de la mine din oraș, dintr-un oraș, ne antrenăm împreună la Timișoara. Mă simt mai bine, sunt împlinit, am fost destul de pregătit. Titluri naționale la lupte greco-romane au mai revenit unor sportivi renumiți, precum Artiom Deleanu sau Donior Islamov, iar la luptele feminine Anastasiei Nikita, Irinei Rângaci și Iuliei Leorda.